ați venit, domnul Ștefan Salvanca e chiar Raju și astăzi o jucăm ceva ce este așa la suflet, se numește Angry Dead jocul, iar Unreal Dead Simulator. How far will you go for your family? Este un domn care încearcă să-și tire familia la o altă în timp ce este nervos și vrea să uite la un meci de fotbal. Enjoy football. Doamne, ce tare s-aude jocul ăsta. Quarterfinals, ok. Deci deocamdată am un angriness level pe stânga și pot să mă uit la TV. Ideea e să mă uit la TV. Aolo, sună telefonul în timp ce vrei să te uiți la meciul tău favorit. Bla 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 bla. Ok, sună telefonul. Time remaining. Mai 100 de secunde, gen. Să stau să mă uit la televizor cum ar veni. Și ideea e să mă uit cât mai mult la televizor. Ok, să spart o țeavă sau ceva. Bye. Nu știu unde. Nu aici. Nu aici. Aici, aici. Aici s-a spart țevuca. Dear, click on links to fix. Ok. Gata, ok. Ai un fel de... E cu minigame-uri cum ar veni. De ce ești, de ce ești mă nervos? Spart iar țeava. Ideea e să mergi peste tot să rezolvi toate chestiile astea, cred, la timp. Înainte să fie prea târziu. Ok. Bine, ai și tu niște țevi din plastelină dacă se sparg la fiecare 3 secunde. Ok. Acum e ceva de gunoi dus. Ok, și am bere acolo în cazul în care nu mai suport viața și nu mai există altă soluție. Probabil să mă duc să beau o bere cu băieții, n-am nicio idee. Pe aici n-am voie să ies aparent. Și gunoiul e pe stânga? Nu, gunoiul este în bucătărie aparent. Pe care nu știu de unde să iau. Aoleu. Ok. You can't take it anymore, n-am făcut nimic. Ce-am făcut, boss? Boss? Mă uitam și-o la meci frumos. Ce-am făcut? Cum faci altceva? Nu știam cum să spăl vasele, da. Chiar nu știam. Ok, hai să suntem direct la asta cu vasele. Deci hai să vedem cum se spală. A, deci să dau din mouse așa pe cer, că am înțeles. Foarte frumos. Oh, pot să dau din ce în ce mai repede, mă, boys. O, bune? Oh, oh, mișto. Ok. Oh, țevile vieții. Bara, cum pot să se spargă toate, bă, fix acum? Bara. Fix acum, bă, fix acum. Mă gândeam că se schimbă unghiul de la cameră și uit unde sânge. Bem o bere ca băieții. Ah, pare să se stinge din stat. Ah, spring gem. Să-i deschid lua asta gemul, cred. Ah. Ok. No. Mai fi nervos, domne. Calmează-te. Sunt doar niște vase de spălat. Bă, la cine? Băi, cum ați putut să faceți vase de spălat efectiv în 5 minute de când n-am mai fost eu? Dau aici la mouse să fie dat. Bă, sunt 4 farfurie, ești nebun la cap, nu sunt 4 oameni în casa asta. E o nevastă care se tot plimbă și probabil și un copil pe care l-am văzut la poza de la început, adică și în pozele de pe lateral. Oh, ce urăsc că asta să sune ușa. Este nenorocirea mea, eu nici nu mi-am pus din ăla. Trebuie să scriu astea? Sorry, I don't want... Round complete! You could have just went to the bar! Continuum, boy! Semifinale, oh! E din ce în ce mai greu cum ar veni. Cred. Vasele... De urmă prin când treci și când nu treci. Ia, să spălăm noi vasele cu viteza lui Dumnezeu, să fie aici. Dăm la manivel. Dă-i, Gheorghe, dă-i, dă-i. Băi, dă-i dacă e. Aoleu, a, telefonul. Ce urăsc. Deci să sune la telefon și la... Salut, ce faci, lasă-mă în pace, urăsc. Și ceva la veciu? Scârbos. A arătat meciul, nu, a arătat golul. A, asta nu-i baia. A arătat fix golul. Missed the goal. Aoleu, aoleu, păi chiar trebuie să prind momentele. Eu chiar... Toată lumea are probleme, frate, acum. Am pierdut fix golul, ceea ce nu e tocmai bine. Hai că pe ăsta l-am prins, l-am prins. Ok, ne-am calmat, am prins măcar ceva. Gol, ok. S-a spart WC-ul, hai că după golul ăsta n-ar trebui să fie alt gol imediat, presupun. S-a spart și țeava, ok. Pac, 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 am reparat-o.
Deci cine dracu folosește apa într-una în casa asta? Facem aici un WC-ul. Femeia asta efectiv e stricată la stomac. Mănâncă efectiv. Am crezut că am prins al gol. Bă, mănâncă într-una, face vase. Deci asta e stricăciune la casa omului. Cum e posibil așa ceva? Ok. Am prins momentul. Ok. Păi spun că e bine că l-am prins acum. Ok. Ok, ok, ok. O țeavă pe acolo ca băieții, frumos, să fie treaba, treabă, bagă la țevi acolo. Digere! Uite-mă! Uite-mă! N-am mai vrut să apăse! Aoleu, moare și copilul pe acolo, nu știu ce. Băgăm o bere ca băieții. Ok, am crezut. Nu, am băgat încă o bere ca prostul. Am prins măcar ceva aici. Să nu spui că am dat miss goal. Frate, eram la el, l-am văzut, a durat... Noi eram pe scaun, ok. Hai, frate! Bă, nu eram pe scaun, nu eram pe scaun, nu înseamnă că nu eram aici. Ok. S-a spart un WC-ul, nu ăsta. Încurc locațiile. Femeie, nu mai merge la baie, uite ce-i faci. Doamne, nu te încurte mai bine. Faci vase peste vase. Aoleu, ce urăsc telefoanele. Mă crizează pe mine sunetul. Am spart o bere ca băieții, ca proștii, de fapt, că nu aveam de ce să o fac. O să pierd un gol. Fac pare că pierd un gol. No, 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 suntem aici, suntem aici. L-am prins, mă jur. Mă jur că... Oh, l-am prins, ești nebun? Ok, imediat după sunet pot să fiu. Plângi un bebeluș, am un copil. Am un copil. Uliu, ce trebuie să fac? Aoleu. Pac, pac. Nu știu cum fac, dacă fac bine. Cel mai frumos cântat din istorie. Hai să vedem. Ai, frate. Moare altcineva. Ok. Care șansele? Mai e un copil în casa asta, ok. Măcar patru vase sunt oarecum legit. Doar că bebelușul ăla nu mănâncă în farfurie. Copilul ăsta care stă și... Ce trebuie să fac? 10 ori 5, 50, nu știu cum să zic. E din tastatură. Tu e Dumnezeu ei de treabă. Am pierdut golul? L-am prins, te rog spune că l-am prins. L-am prins, băieții, l-am prins. E nebunie aici. Ok. Telefoane. Dar femeia asta nu poate să răspundă, domnule, la un telefon. O țeavă, nebunie. Acolo dă un gol acum. Tu e Dumnezeu ei de casă care se tot schimbă. Bă, dar femeia asta nu e bună de nimic, fratele meu. Uleu, ce l-am prins aici la limită. Doamne, ce alarmat mă simt. What a family man you are. Foarte frumos. Hai să ne... Finala! Finala! Acum știm când se alarmează. Acum la televizor, s-ar putea să fie un gol. Pac, am prins golul. Sau negolul, sau ce-o fi fost. Ok, l-am prins. Ok. Ok, o să plângă copilul, o să moară cineva. Bă, am prezis-o! Nu, am lăsit o bere ca prostul! N-am vrut. Plânge copilul. Nu. Nu, ok. Copilul nu mai plânge. Hai, frate! O să mă crizez. Cum ies de aici? Nu mai pot. O să mor. Zei lui de copil care l-a făcut în pătuțul la finale. Doamne, învață-mă să culc copilul ăla. Vasele le-am înțeles. Ok, dau aici la manivelă ca băieții. Patru vase de fiecare dată. Femeia asta efectiv e o spartă. Merge la baie, mănâncă, sparge. Aoleu. Ok. Iar vase. Nu pot să cred. Cum e posibil, ești nebună, femeie? Am spart o bere ca prostul. Deci femeia asta e... Își bate joc. Cum ai vase după vase după vase după vase? Zici că eu trebuie să le spăl pe toate. Nu! L-a prins? L-am prins, băieți. Doamne, am făcut febră la mână. Dă-mi coa, femeie nebună. Care ești tu, nebună? Oh, am prins și golul. Ok. După golul ăsta merg la copil. Doamne, ajută-mă, te rog, să nu moară copilul. Să nu mor nicio de nerv cu el. Înainte de copilul ăsta trebuie să bea o bere. Hai, frate. Nu pot, frate, nu pot. Oh!
Nu, s-a blocat și jocul, e ca lumea, e ca lumea, e ca lumea. Mai leu. Eu încă dansez la copil, după cum puteți observa, eu încă dansez la copil. Ne-am enervat, ne îmbătăm, ne facem mangă. Ca să fie treaba treabă, ultima bere să fie. Nu mai înțeleg nimic, ultimul gol, să stau la ultimul gol. Să ne părească problemele pe noi. Ăsta a fost jocul de astăzi, băieți, nu mai pot. Mă doare cu capul, mă ia cu capul, mă nebunește cu capul. Sper că v-a plăcut, eu am fost aici Alpacaugiul, daragiul vostru. Ăsta a fost Angrider. O să vă las un link în descriere dacă îl mai găsesc de unde l-am luat eu, este gratis. Și la trecă de obicei, 1, 2, 3, respect! Eu trebuie să le spăl pe toate. Nu! L-a prins?